După cum vedeți, în dreapta mea e poliția și în stânga sunt arboritos. Se numea și dolarul Qatar. Stai să opresc asta. Da. Buenos dias din Argentina. Deși nu e în stilul nostru caracteristic, vreau să începem acest vlog aici în casă pentru că trebuie să vă dau câteva date foarte rapide înainte de a ieși afară. Deci, las cu economia, eu plec. Hello, darkness, my old friend. Videoul ăsta l-aveam pe țavă de câteva zile, tot voiam să-l filmăm, tot voiam să filmăm, dar ne-am luat cu altele, ba cu Boca Juniors, ba cu Recoleta, ba cu bla bla bla, n-am apucat să-l filmez, dar știu că v-a plăcut foarte mult primul video în care am vorbit despre cum a ajuns cea mai bogată țară cândva, Argentina, în genunchi. Așa că trebuie să reluăm acel subiect. Foarte rapid, în Argentina, ăștia sunt banii naționali, da? El peso argentino, iar ăștia sunt cei care contează de fapt, dolarei, dar peste tot în lume, când schimbi lei în euro sau lei în dolar sau euro în dolar sau orice în dolar, ai un curs, un curs, pentru că e un singur dolar. Ei bine, în Argentina sunt peste 10 feluri de dolari, peste 10 tipuri de dolari, 10 cursuri valutare. Și asta vreau să vorbim în videoul de astăzi. De ce o țară are 10 cursuri valutare? Care sunt ele și cum afectează populația? O să ieșim afară și să vorbim cu oamenii. Este o zi importantă. Deși voi vedeți videoul cu un pic de întârziere, după cum vedeți acolo în spatele meu, a nu, acum sunt reclame. Ieri Argentina și-a schimbat președintele și a trecut de aici exact în celălalt extrem, așa că trebuie să profit, trebuie să fac acest video despre aceste cursuri valutare și tot ce se întâmplă cât mai repede, pentru că foarte probabil va dispărea ușor, ușor toată chestia asta și vor veni cu cine știe ce idei noi. Deci astăzi vorbim cum această țară are 10 cursuri valutare. Pentru cei care n-au văzut primul video, super, super rezumat. Țara, pe la începutul secolului XIX, a fost una din cele mai bogate țări din lume. Acum e țara care are cea mai mare datorie de pe pământ la Fondul Monetar Internațional. Argentina datorează mai mulți bani decât toate țările celelalte însumate. 1 din 10 argentinieni sau 10% din populația Argentinei, de peste 44 de milioane de oameni, sunt homeless. 4 din 10 argentinieni sunt sub pragul sărăciei, țara este înfometată, țara este tristă, țara a fost supărată și ieri a pedepsit guvernul cu votul lor. Lucrurile s-au schimbat, vedem și cum se simte astăzi, că e a doua zi după alegeri. Deci, dragi prieteni, bine ați venit la un nou vlog, bine ați venit la Cristi și Lalu, bine ați venit în Argentina, să ieșim pe străzile capitalei argentiniene. Welcome to Buenos Aires! Nu stau ieri la 9.50? Oră completă 9.50? Nu, eu de lo que veo... Porque yo normalmente tengo... La gente te da el precio de compra. Te mete adentro y te explica, ¿no? Levantaba a las 5 de la mañana, empezaba a laburar a las 6 y le daba hasta que no entrara el sol. Él me enseñó... Soy Romana. Am venit doar pentru că am auzit limba română. Ce drăguț! Bine v-am găsit, ce faceți? Întâi, ca să înțelegeți ceea ce vedeți, ieri au fost alegerile, azi e sărbătoare. Deci, probabil, veți vedea multe locuri închise, puțini oameni pe străzi și care sunt pe străzi, probabil protestează sau cine știe ce. Hai să mergem către inima orașului, unde se întâmplă chestiile și unde sunt banii, sau cel puțin unde sunt banii la negru. Conving să cumperi, trebuie să spun ce cumperi. Surfshark VPN, v-am vorbit de nenumărate ori, rețea virtuală privată, Virtual Private Network. Asta înseamnă VPN. Și e chestia aia pe care tu o descoperi astăzi, poate, o încerci, iar apoi viața ta nu va mai funcționa fără acea chestie. Pentru că, deși tu nu știi, de multe ori te conectezi la internet, de cele mai multe ori, te conectezi la internet puțin dezbrăcat, adică riști să iei vreo boală. La cafeneaua aia fancy din Cluj, unde e 9 lei cafeaua, azi 9 lei, 29 de lei, că e Cluj, ce draiba, mă, nu. Și poate mai e un cumătru care se conectează la cafeneaua aia și atunci tu când intri, ia să văd eu dacă mi-a intrat pe ING vreun bănuț, dacă mi-au dat salariul, el a văzut exact ce ai făcut tu, chiar dacă nu s-a uitat fizic în laptopul tău, pentru că e conectat la aceeași rețea. Ce face Surfshark e că creează un soi de tunel între internet și device-ul tău, că e telefon, că e laptop, că e Xbox, că e Fire Stick, noi îl folosim aici pe Fire Stick, da? Paranteză, e singurul VPN unde îți faci un singur cont, plătești un cont și folosiți cât vreți contul ăla, adică tu, maică ta, bunică ta, pe fix și îl pune dacă vrea, un tunel de siguranță. Maschează IP-ul tău, maschează locația, ai 100 de țări să alegi. De exemplu, noi ne punem frumos acolo în pat și ne uităm pe Netflix aici. Faza e că ne uităm pe Netflix în Argentina și de multe ori e în latino. E, hola, wey, cómo estás?
Ai, me gusta mucho esta chamba. Așa vorbesc cu oamenii acolo. Și noi nu vrem. Și ne mutăm cu VPN-ul pe Spania și vedem în spaniolă castellano, vedem în engleză cu subtitrări. Pentru că Netflix, Disney, HBO, toate astea se schimbă în funcție de țara în care ești. Și poți să folosești Surfshark pentru asta. Vedeți? Spaniol, Spania. Chiar dacă sunt aici. Poți să-l văd în limba pe care eu o înțeleg. Madre en el almuerzo de tu primer aniversario. În fine, sunt multe, multe beneficii. Găsiți în descriere toate detaliile. Dar acum, pentru că e Black Friday, dacă intri la Surfshark și scrii codul, pe linkul din descriere, scrii codul Cristi și Ralu, 4 luni gratis la Surfshark VPN, serviciul despre care v-am vorbit. 5 luni gratis, dacă vrei, la Surfshark One. Adică, poți să vezi dacă s-au filtrat datele, spui numele cardului acolo și îi spun dacă cardul tău a apărut undeva pe internet sau dacă cineva ți-a furat identitatea, sau până la 6 luni de Surfshark One. E un pachet mai complet care include mai multe protecții. Linkul este în descriere, profitați că e Black Friday și de obicei la firmele care vin de afară se respectă. La noi a început Black Friday-ul acum 2 luni. Vă mulțumesc din suflet, linkul... Da. Linkul este în descriere și ne ajută foarte, foarte mult dacă voi dați click acolo și folosiți codurile noastre. Cristi și Ralu. Și nu mai mult bani pe viitor. Uitați-vă câți copii vin la teatru. Asta e strada Corrientes. Numai aici teatru după teatru după teatru după teatru și spectacole. Și uitați-vă câți copii vin în zile libere. Uite și pe partea alaltă. Cât de frumos. Să nu mai copii, mă. Am mai filmat chestia asta odată, dar mi s-a părut că nu era, era prea complicat. Așa că înainte să schimbăm banii aici, trebuie să vă explic, sau nu știu, cum înțeleg și eu inflația. În câteva linii, ce este inflația? Inflația de obicei e acel moment în... Da, deja toată lumea mă întreabă de cambiu. Inflația e când practic ai prea mulți bani pe piață, valoarea lor scade și prețurile în același timp se ridică. Noi am avut inflație în Europa, pe o parte cu conflictul din Ucraina și pe de altă parte pe timpul COVID-ului, când s-au dat bani în toate părțile cu intenția de a stârni reînceperea economiei. S-a coborât și ratele de interes, ca lumea să ia bani, firmele să ia împrumuturi și să lucreze din nou economia. Și asta de obicei duce la un moment dat la inflație. Asta a fost ciclul normal tot timpul, inflație, recesiune, inflație, recesiune, inflație, recesiune. În Argentina însă subiectul e mai complicat. Ei trăiesc în inflație și hiperinflație de peste 100 de ani pentru că au avut politici astea protecționiste, cum că ei nu mai vor să importe, nu mai vor să exporte și statul și-a luat și a asumat aici o nu știu cum zic, statutul ăsta de statul protector al cetățenilor de rând cu un populism de ăsta care nu poate funcționa și totul e subvenționat și totul sunt ajutoare peste ajutoare. Faza e că ei nu au bani suficienți ca să plătească acele ajutoare. O treime din angajații Argentinei în momentul de față lucrează la stat. Ați înțeles bine, da? O treime lucrează la stat, iar 60% din bugetul de stat era dedicat ajutoarelor sociale. De unde scoți banii aia când tu ai edita mai datoria? Păi n-ai de unde. Așa că printezi în continuare și printezi în continuare și printezi în continuare. Ca să înțeleagă oricine, imaginați-vă că Da Vinci ar fi avut 10 milioane de opere de artă, sta 3 dolari bucata dacă ar fi atât de multe. Nu mai are nicio valoare atunci când tu printezi, 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 scos pe piață, iar prețurile... Iar business-urile, omul ăla vede că peso-ul valorează tot mai puțin, așa că își ridică prețurile, își ridică prețurile, își ridică prețurile. Bun, acum hai să încercăm să schimbăm 50 de dolari, să vedem cât obținem pe ei astăzi. Pentru că noi când am ajuns în Argentina era 980 de pesos, acum cred că e mai jos, să vedem cât obținem azi. Și după aia vă povestesc toate tipurile de dolari care sunt. Oh, televiziune spaniola. A cuánto está el dólar hoy? Yo, pero tío, estamos pagando así. No, 80 está. ¿Me puede cambiar 50? ¿Ve? 980. Ah, qué bien. Subió de ayer, ¿a que sí? Se torció un poco. Ah, qué bien. Ayer a cuánto estaba antes del resultado. Ayer lo tuve yo. Depende del precio. Fapt, no era 980, era 850 pentru că eu am bagnote de 50 de euro. Bagnotele de 100 de 50 de dolari. Deci dacă vrei să obții o rată de schimb super super bună, trebuie să ai bagnote de 100 de dolari pentru că se plătesc, de exemplu, acum în momentul filmării acestui clip la 940 de pesos pe
dolar dacă vin într-o bancnotă de 100 de dolari. Dacă dai bancnote 50, 20, 10, 5, 1, whatever, 880, deci vorbim de o diferență de 60 de pesos, asta la o casă de schimb care are o locație, e pe bune, cu camere și nu vorbim de ceva sketch, așa. Mai ai opțiunea să obții mai mulți bani de la Arbolitos, ăștia care stau în drum, numai că acolo, deși în proporție 90% e ok, pentru că se întâmplă chestia asta în fiecare zi, pe aceea stradă tot timpul și nimeni nu riscă să-ți dea ție în cap, distrugându-și afacerea, totuși ești mai sigur la ăștia, pentru că la ăștia poți să-ți mai bage 2-3 bancnote false, ei nu schimbă banii aici pe stradă, te duc într-un loc, poate nu te mai întorci. Șansele sunt mici, dar există riscurile, pardon. Continuăm. După cum vedeți, în dreapta mea e poliția și în stânga sunt arboritos. Nu au niciun stres, tot cambio cu poliția lângă ei. Pentru că se știe, e bine știut, adică e, nu e nici măcar nu mai e ilegal, cred, e ilegal doar pe hârtie. Da. Și la fel vezi foarte mult, dacă plătești în efectivă, ai reducere. Da, de la 15% în sus. Da, ei preferă să-ți facă reducere dacă le dai bani cash, pentru că banii cash iau acum, de obicei când plătești, când emiți facturi sau plătești cu cardul, se poate dura câteva zile până se procesează plata, știi? Și în timpul ăla se mai devaluează pesosul mai mult, așa că oamenii vor ce în mână, nu-i minciună și asta din nou e o problemă pentru economie. Atunci când nimeni nu gândește pe viitor, toată lumea gândește pentru ziua de azi și atât, te duce în situația asta. E păcat, dar cred că e un subiect interesant pe care trebuia să-l abordăm, deși nu suntem noi experți, noi vorbim doar așa, de la suprafață, doar să vă strânim vreo curiozitate, dar ce vedem, e bine de văzut ce se întâmplă aici, pentru că politici precum astea au început să apară tot mai des prin toate țările, bazele, adică că nimeni nu spune chestiile astea, astea sunt rezultatele finale, după mulți ani, la început nu le spune nimeni chestia asta. Am văzut un video care s-a viralizat, trecea unul pe bicicletă aici și zicea că el e din Venezuela și că a mai văzut filmul ăsta, striga la ei, nu mai fiți idios că eu am văzut filmul ăsta. Televiziunile sunt pe aici pentru că toată lumea e în șoc că Argentina a votat dintr-o dată după atâția ani de stânga, a votat extremă dreapta, dar eu nu cred că Argentina a votat extremă dreapta, cred că Argentina cumva a pedepsit stânga, nu conta cine era în partea alaltă, doar au dat ca să pedepsească, să vadă cine trebuie să vadă că erau supărați. Nu cred că au mai gândit, pur și simplu, a fost un vot emotiv, să spun așa. Va fi interesant de văzut ce se întâmplă în Argentina acum. Deci principalele activități economice ale Argentinei au de face cu exportul. Au fost grânarul planetei, agricultură și așa mai departe, minerale și toate astea. Oamenii exportă, importă și primesc, dacă exporți afară, ești plătit în dolari. Deci toată economia se bazează cumva pe dolar. Așa că guvernul, ca să controleze cumva chestia asta, a inventat diferite cursuri. Deci avem dolarul oficial, care e echivalentul a 360 de pesos în momentul de față. Un dolar, 360 de pesos. Asta e cursul la care te tratează banca. Te duci la bancă, spui vreau schimb 10 dolari, îți dau 3650 de pesos. Țineți minte cât erau pe stradă, da? Dar după aia evident că există o altă economie care nu ține cont de asta și avem dolarul minorista. Ăsta e un dolar care are o limită de 200 de dolari maxim, până în 200 poți să folosești. E valoarea la care băncile îți vând ție valută dacă nu ești un business. După aia e dolarul majorista pentru firmele foarte mari. Și e un dolar pe care îl primesc doar ei. Deci cumva eu mă duc, mie îmi dau 365, vii tu că ai o firmă de nu știu ce, îți dau un pic mai mult, îți dau vreo 400 și ceva, ăla e dolarul majorista. Și din nou vorbim de bancă, totuși instituții oficiale, e ceva de să ia mintea razna, adică ei pun un dolar oficial și după mai pun încă 10 neoficiale, dar care sunt controlate tot de ei cumva. Și chestia asta există în Argentina de aproape 70 de ani, frate. De asta cu oamenii care se fac bijniță pe aici, ăștia au cariere, au experiență, au curriculum de 70 de ani, din bunic în nepot, în... E absolut incredibil. Stați că n-am terminat. Avem dolar blu, care e de fapt dolarul la piața neagră, dar nu i-au zis neagră, i-au zis albastru, ca să sune mai frumos. Ăsta e cel pe care îl obținem noi pe aici pe afară, ăla de 900 și ceva, ăla e dolarul blu. Doar că prețurile se bazează pe dolarul blu. De ce au apărut oamenii ăștia? Păi dacă pe argentinieni le pui, îi pedepsești și ei n-au voie să schimbe valută doar 200 de dolari, oamenii trebuie să schimbe în continuare, pentru că nimeni nu vrea să țină pesos. Cine dracu și-ar băga banii sub saltea în Argentina dacă ei se devaluează în fiecare zi? Și lumea vrea să schimbe în dolari. Te duci la bancă, îți dau doar 200 și la curs prost. Așa că s-a inventat piața neagră, dolarul blu pe stradă, și de aia tot crește, pentru că lumea are nevoie, lumea vrea să miște bani și tot crește și tot crește și a ajuns chiar și până la 1000. După aia avem dolar tarjeta o turista. Ăsta e dolarul argentinianului care pleacă în concediu. La un moment dat se numea și dolarul Qatar, pe când au plecat toți argentinienii în Qatar la mondial și au primit și ei o
o fericire. Asta, altă idee genială a guvernului argentinian. De-aia vă zic, și în România, aveți grijă cu ce votați, că protecționismul și populismul și chestia asta de ne închidem noi aici nu funcționează. Au mai încercat-o și Fidel, au mai încercat-o și alții și nu merge, dar țineți cont. Aici au inventat ei un dolar pentru aia care pleacă afară, pentru că tu nu vrei să-ți plece argentinianul să-și cheltuie dolarii în afara țării, că tu n-ai dolari în Argentina, tu vrei să stai aici, așa că omul se duce și plătește $10 în Qatar, de exemplu, $10 care sunt 3650 de pesos la curs oficial. Guvernul mai bagă impozit o pais care e încă pe atât, e un impozit de 100%, deci practic argentinianul care pleacă afară când plătește cu cardul plătește 700 și ceva de pesos pe dolar, pentru că jumătate e cheltuia lui, jumătate e impozit pais. Impozit o pais e impozit de țară. Ca să te pedepsească cumva, să te facă să nu cheltui bani în străinătate. E absolut absurd. Eu dacă vreau să-mi cumpăr acum în Argentina un bilet de avion din Peru, o să plătesc biletul de avion plus încă 100% aproape pe impozitul ăsta de țară. Asta e dolarul turista sau dolar Qatar, cum l-au numit atunci. După aia avem dolarul MEP, care e pentru bursă, care și ăla e undeva la 700 și ceva. După aia avem dolar contado con liquidación. După aia avem dolarul solitar, care e cel mai ieftin. Consiste la suma del precio dólar oficial más impuesto país más retenciones. Cred că asta e pentru ceva donații. Avem dolarul Netflix, care e dolarul oficial plus 8%, plus 21% TVA, plus 45% alt impozit. Asta e impozitul Netflix. De Argentina, dacă vor să-și ia Netflix, nu-i costă $8 sau când îi costă pe noi, îi costă vreo 17. De ce? Pentru că plătesc în dolari și Argentina nu vrea să plece dolari din țară. Deci, dolar Coldplay este un dolar folosit de marile agenții, care, agenții din industria asta a muzicii, a festivalurilor, ei au un alt curs pentru că ei trebuie să plătească artiștii care vin în străinătate să aibă concerte. Vezi Taylor Swift și ăsta s-a inventat când a venit Coldplay aici. Ei au trebuit să plătească pe aia de la Coldplay, cât dracu lua aia, $1,000,000. Și s-a inventat un alt curs valutar pentru ei care îi beneficiază pe ăștia ca să poată aduce oameni în continuare. Avem dolarul cripto care e folosit pentru tranzacțiile cu criptomonede și ăla e vreo 1000 și ceva de pesos. Dolarul soia, ăștia sunt al treilea cel mai mare exportator de soia din lume și... Și cei care exportă soia au și ăia încă o taxă, adică nu exportă la 365 de pesos, nu merge. Și după aia avem dolarul de lux, este un dolar la care se aplică 30 plus 45 plus 25. Deci avem 45 plus 25, 70 plus 30, 100%. Dacă îți cumperi articolul de lux, dacă îți cumperi ceva de lux, geantă, premium, mașină de lux, avion, toate chestiile astea, plătești curs oficial plus încă o dată. Da. Protecționism, dragi prieteni, populism, hiperinflație. Asta primești când nu știi să gestionezi proprii tăi bani. Uitați-vă și voi, nici măcar nu sunt toate, nici măcar nu sunt toate și foarte probabil mulți dintre voi nu ați înțeles, pentru că nici eu nu cred că nu suntem setați. Creierul nostru nu e pregătit să înțeleagă cum o societate poate să funcționeze așa de atâția ani, să fie un complet haos și cumva să te obișnuiești cu chestia asta. Acum că știm câte cursuri valutare sunt pe aici, hai să vedem cum se simte astăzi Argentina după o seară istorică. Se plătește dolarul la 1000 de pesos. Asta dacă vii și plătești direct în dolari în magazin. Uitați-vă și voi, euro la 1200, doamne. Și dacă te întreb ce legătură are asta cu faptul că unul din 10 argentinieni doarme pe străzi, păi salariile nu au putut ține pasul. Salariul acum cred că e undeva la 300.000 de pesos. O să facem un video și în care vorbim despre cât costă să trăiești pe aici. Dar salariul e acum la 300.000 de pesos, care e considerat de stat la curs oficial vreo 900 de euro. Dar ați văzut că în realitate e de fapt 300 de euro. Prețurile au continuat să urce pentru a ține pasul cu inflația, dar astea salariile nu. Și așa a ajuns lumea pe stradă. Și lumea, sunt foarte multe afișe, o să văd acum, sunt o grămadă, uite acolo, trabaja con nosotros, vendedora. În fiecare colț al străzii, în fiecare magazin, în fiecare business au nevoie de muncitori, dar lumea nu merge să muncească, pentru că, pe o parte, salariul e mic și, pe de altă parte, ajutorul de social e aproape la fel ca și salariul. Atunci, de ce te-ai duce? Deși șomajul e doar 6% în Argentina, ceea ce nu e tocmai rău. Și aici au nevoie de angajat. Toate magazinele astea, efectiv, la toate magazinele te duci, au nevoie de angajați. Și acolo au nevoie de angajați. Și aici au nevoie de angajați. Aș putea să fac un video în care vă citesc afișele de angajare în Argentina. E din metru în metru. Mă întreb să înțelegi ceva din ce am zis? Se înțelege, dar e foarte complicat, chiar dacă se înțelege. O să vă citesc înainte o ultimă chestie și cu asta după aia vă las în pace. Deci 98% din industria din producerea de aluminiu e gestionată de o singură firmă în toată țara. 98%, 3 companii
gestionează 85% din producerea de ciment. Două companii gestionează 70% din industria de extragere de petrol și o singură companie gestionează 43% din piața telecomunicațiilor. Ăștia își fixează prețurile cum vrea mușchiul lor și asta e din nou o altă problemă pentru Argentina. Multe probleme are Argentina. Dacă vrei să învățăm, dacă vreodată te plictisești, zici, bă, vreau să aflu câteva chestii despre economie, să știu ce n-ar trebui să fac o țară, vezi ce face Argentina și fă exact opusul. Ce se face? Hai. Gracias. Doamne, deci că s-ar bolitos de ăștia, sunt în toate părțile, băiatul. Îți dai seama, asta e meserie. Că o să fie prima meserie a Argentinei, peste 300 de ani o să vorbească cum vorbim noi, cum ne referim noi toată la prostituție, așa se pot referi ăștia la bișnițari. Prima meserie din lume. Bișnițar de valută. Ia uitați cum e strada asta, frate. Acolo e obeliscul în față. Uitați-vă cum e strada azi. No, e liniște înainte de furtună. Au făcut-o, apropo, au băgat sărbătoarea azi și au pus alegerile ieri, pentru că în Argentina nu poți votezi decât dacă ești în locul, în orașul tău unde trăiești. Deci, de exemplu, dacă tu trăiești în București, te duci, nu știu, în vacanță în Delta și e zi de vot, nu poți votezi în Delta, nu poți votezi la Galați, nu poți să votezi în alt oraș, trebuie să votezi la tine acolo. Și au băgat-o pe asta, au zis vineri, sâmbătă, duminică, zi liberă, luni le dăm liber, facem puente de ăla și poate nu vine lumea la vot, dar nu le-a ieșit că a votat 73% din oameni. O întrebare pe care o primim foarte des, vrei să vii în Argentina și vrei să știi cum să te descurci, vrei să schimbi la ăștia, e cu dus întors, pentru că poate să-ți mai bagi un bagnotă falsă. Gândiți-vă, cea mai mare bagnotă aici e de 2000 de peso și nici măcar nu prea vezi. Deci, practic, cea mai mare bagnotă e de $2, tot timpul vei avea o plasă de bani când vii să schimbi. Poți schimbi la ăștia, de multe ori dolarul blu e cel mai înalt pe care îl dau băieții ăștia pe aici, e cel mai înalt, doar că, repet, e riscul să mai primești o bagnotă falsă, nu e ideal să umbli cu mormanul de bani la tine, adică să vii tu de la cazare, schimbi 500, îți dă asta un rucsac plin de bani și după aceea te duci înapoi cu ei la cazare. Nu e ideal în nicio țară din lume să umbli cu atâta bani la tine, mai ales când jumătate din populație e sub pragul sărăciei și efectiv sunt muritori de foame. Atunci lumea nu prea mai are nimic de pierdut și e cam riscant. Ce am făcut noi? Există opțiunea Western Union, o să vă dau două alternative. Există opțiunea Western Union. Tu îți faci un cont de Western Union și trimiți bani ei. Sau îți faci un cod de Western Union și îți trimiți bani ție, dacă vrei, deși nici asta nu-mi sună prea ok mie, eu n-am avut curaj să fac chestia asta. Eu l-am folosit pe Cătălin, pe Backpack Your Life, el îmi trimite bani o dată la săptămână. Western Union, știind ce se întâmplă în Argentina, aplică un curs valutar aproape de dolarul ăstora, de dolarul blu, pentru că ei sunt conștienți că nimeni nu folosește decât în afară de ăștia guvern și bănci și așa mai departe, nimeni nu folosește cursul oficial. Așa că, dacă la ăștia de obicei e 980, să spunem, Western nu poate să-ți dea 910, 920, 800 și ceva, pierzi un pic, dar nu mult. Asta e? Da. A, căutăm alta. Deci, nu-ți dau acel curs pe care îl primești la băieții ăștia, dar îți dau aproape și ești sigur, pentru că mergi la sediu, la Western Union, e plin de Western Union pe aici, te duci, dai codul ăla și îți ridici banii. Și foarte simplu, tu îți transferi din cardul tău, din Revolut, din ce card ai tu, banii în Western Union, din Western Union ți-i trimis ție sau la prietena ta sau la cu cine ai venit tu aici în concediu. Te duci la Western Union, îți trimis 3-400, nu-ți trimite mai mult că tot așa, te duci la Western, ți-i ridici, îți iei frumos în rucsăcel, pac, îi bagi, ți-i duci acasă. Asta e opțiunea pe care am folosit-o noi cel mai mult. Care e contra aici? Băi, bine, la Western Union de obicei sunt cost de vreo 2 ore, pentru că toată lumea face chestia asta. De multe ori stai la coadă o oră și ceva și când ajungi la ghișeu spune aia că nu mai are bani suficienți, nu mai are cash. Deci vă recomand să o faceți pe aia cu, îmi pare rău, să duc să întreb, doamnă, câți bani mai aveți? Stau la coadă sau mă duc în altă parte? Asta e o opțiune. Iar apoi, inclusiv Visa a creat un curs valutar diferit ca o excepție pentru Argentina. Visa a creat un curs pentru Argentina special, care e undeva la 700 de pesos. Nici ăla nu e ideal, e mult mai mic decât ăsta. Dar dacă ești prins cu ușa, poți să folosești cardul tău Visa, te vor taxa la cursul oficial, dar după o săptămână îți vor da înapoi jumătate din bani, practic. Atenție, vorbim de Visa, alea clasice de la băncile tradiționale. Visa de la Revolut nu merge. Noi n-am încercat pe pielea noastră, știm că există, ne-au spus oameni care au încercat. Noi nu am avut curaj. N-am avut curaj că suntem mai săraci așa și ne e frică. Dar astea sunt opțiunile. Vii cu cash, schimb la ăștia. Vii cu cash, îți mai transferi prin Western Union, ridici de la Western Union sau plătești cardul tău Visa, nu Mastercard, Visa. Și o să în loc de 365, cumva ți-a 700 și ceva, dar prima oară te taxează și după aceea îți dau înapoi diferența. Știu că e complicat, dar trebuie să-ți asumi dacă vrei să vizitezi Argentina. Și toate chestiile astea se aplică astăzi, 20
Noiembrie. Noiembrie? Da, 20 noiembrie. Mai târziu, nu știu ce-o fi. Uitați-vă la clădirea asta. Ce ciudată poate să fie, parcă e un transformer. Cius, noroc, sănătate mie. Ce frumos flutură. Muy amable, que anden bien. ¿Cuánto está? ¿Mil? Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué crees que pasó ayer? ¿Es bueno o es malo? Y para mí es bueno, con fe en Dios, bueno. ¿Sí? Es algo nuevo, es algo diferente. Nosotros, mira, porque te he oído hablar, igual me puedes ayudar. Sí, nosotros sí. Somos de Rumania. Ah, Rumania. Bien lejos. Sí, claro. ¿Cómo les describes tú a una persona qué es lo que le pasó a la Argentina? De ser rica a llegar a esto, a ciento y pico de inflación. Es verdad. Hace 6, 7 años atrás, los países, gente de Perú, de Bolivia, de Paraguay, venían acá porque teníamos casi no llegaba, $500 y pico, el salario mínimo, el más pequeñito. Ahora es una vergüenza. Sin contar estas dádivas que le dan de cupones de 30, de 40, de 50 claro. mil pesos. Sin contar eso, el salario mínimo no llega a $100. Vergonzoso. Y hablan de justicia social. Sí, aquel ese que está en la foto, es el que sacó ¿quién es el ese? País. Ese, Kirchner, el muerto. Claro, ese robó allá en la provincia como gobernador y ahí empezó toda la historia. Y este murió y la mujer de en vez de haber cortado con eso, de en vez de haber cortado con la corrupción, siguió, porque dice, ya que empezamos. Claro, lógico, sí que siga. Y ahí se prendieron todo. ¿Cree que va a mejorar? Y yo lo veo mejor, si con la ayuda de Dios, mejor en la economía y mejor en el tema de la inseguridad. Que es un sí, desastre. Está, sí, yo veo, claro, vi un montón de vídeos, está claro. Mal. Y Argentina era país seguro. Pero sí, desde que agarraron esto, motochorros, punga, mechera, salideras de banco, con las motos, un desastre. Yo lo tengo tomada bien la temperatura, yo soy una persona que trabajo en la calle, no estoy ahí en las oficinas. Claro, no hay encerrado. Claro, yo veo todo acá. ¿Ves lo que hay aquí? Pero lógico, papá. Y aparte de estar en la calle, yo sé, habiéndolo visto por primera vez, yo sé si es un trabajador o si es un delincuente. Claro, ya se forma yo el ojo. Yo me doy cuenta. Otra gente no se da cuenta. Qué pena. Sí. Qué pena que acabó así. Sí, sí, sí. A ver sí, si mejora sí. Ahora. Ojalá Dios quiera, con fe. Sirvió para un carajo. ¿Para qué lo querés? Qué pena. Un ministro de Economía que hace más de un año que agarró como... no ministro de Economía. Le pusieron el título de superministro. Anda, bueno. La puta. ¿A cuánto está la inflación? A 140 ahora. Es una vergüenza. El dólar estaba algo de 250, 300, ahora está más de 1000 pesos el blue. No. Madre. Qué locura. Sí, cuídate. Sí. No, es que no tengo que mirar por mí solo, ¿eh? No, no tengo pero que mirar si mi ombligo, ¿eh? ¿Querés que te diga la verdad, amigo? Dime. ¿Querés que te diga la verdad? No me falta nada. Lo que me quiero comprar, me lo compro. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque trabajo. Lo mío, mi abuelo, el papá de mi mamá era italiano. Se levantaba a las 5 de la mañana, empezaba a laburar a las 6 y le daba hasta que no entrara el sol. Él me enseñó la cultura del trabajo. Esto, aparte de ser mentiroso, delincuente, esto, ¿sabes qué? Mantienen a la gente dándole un bonito de 20, de 30, de 50. Y los viciosos, en vez de ir al chino a comprar, si tenés hambre realmente, arroz, fideo, papa y huevo, se van, se compran un porro allá, y si no se compran en el chino acá, la cerveza bien helada, y se ponen ahí los hijos de puta todo el día sin hacer nada. No, amigo, claro, ¿tú sabes sí. qué? Un libro te puede escribir. Y ojo, y con una cultura ahí, porque yo tuve hasta séptimo grado nomás. Pero gracias a Dios, no tengo que mirar mi ombligo. Yo tengo mi casa, tengo auto, tengo todo yo.
Mi hija tiene su casa también. No alquilamos, ¿eh? Mm. La que, en un lindo lugar, no en una villa. Sí, si el que gracias trabaja, el que trabaja sí, se claro. le recompensa. Pero hoy en día no te la puede comprar una casa. Claro. Tiene que ser una persona de clase media alta para poder, en un lugar lindo, te digo, ¿eh? Mm. Vamos a ver cómo acaba. Les deseo mucha suerte. Gracias, mi querido. Que tenga buen día. Que anden bien. Cuídate. Que anden bien. Gracias. Da. Algunos gitanos que están allá, en Rumania. Adios. A zis că salută frații lui romi din România. E al doilea argentinean care când aude de România spune de gitan. Sunt puțin toate chestiile astea la o parte. Suntem în perioada aceea în care înflorește tot Buenos Aires cu copacii ăștia mov. Vedeți? Nu știu, am uitat cum se numesc și știam, dar am uitat. Și acum toată strada e mov, vedeți? Și probabil peste câteva săptămâni o să fie mai mișto. Ai văzut, iubita, ce fain se vede toată strada cu copacii ăștia mov? Nu te-ai uitat, ca un blicoc în telefon să cauți cafea? Ia uite. Haide repede să trecem. Uite ce frumos se vede. Frumos! Chiar că... Stai că vine asta repede. Ah. Păi nu-i, nu-i roșu. Ne? Nu-i roșu. Nu știu. Dar vine prea repede, nu? Da, dar era roșu, nu știu de ce vine așa hotărât. Foarte frumos se vede, n-am văzut, îmi pare rău. Ia uitați. Spuneți-mi voi, am față de brazilian, așa, de ce tot vă întreabă, îmi vorbesc în braziliană când mă văd? În brazilian, doamne, în brazilian, în portugheză, de ce vorbesc în portugheză? Arăt așa, nepotul lui Robinho, cine dracu sunt? Tenemos que... Am ajuns din greșeală pe un tent city în ăsta, plin de oameni ai străzii care se oară pe aici. Grămadă de corturi, dar am ajuns din greșeală aici. A, uite și acolo, acolo urlă. Dai seama, sunt supărați, ținând cont de ce s-a întâmplat ieri. Ei sunt cam supărați, sunt cam indignați. Că ninguna reforma ilegală te ghită de rece agua limpia. Lângă mine. Pe cine urlă ăla? Mamă, dacă te sunt, frate. Ăștia joacă table acolo, nu știu, joacă ceva cu apă. Basta de ostigare al pueblo jujeño. Gerardo Morales, exigimos la nulidad de la reforma. Nu știu de ce se plâng oamenii ăștia, de ce protestează. Ceva de... Mama, mama, mama. Da, acolo e Escuela Presidente Roca. Stai super asta. Mamă, unde am ajuns, mă, cățiș? Acolo numai palatei noastre superbe. Și aici Ten City. Deci vezi unde poți să ajungi? Señor, buen día. Buen día. Le entregamos este folleto. ¿Qué es esto? De la provincia de Jujuy. Ah, sí, del norte, ¿no? Sí, del norte. ¿Ustedes de dónde son? Rumania. De Rumania. Bueno, nosotros somos del norte del país. Argentina es un país federal. Ha sacado una reforma constitucional por la cual todas las familias que viven en el campo, que no tienen título de su lugar donde viven, están a la intemperie jurídica, ¿ves? O sea, que lo sacan en cualquier momento. Entonces aquí es como una protesta. Esto. Exactamente, nosotros estamos acá protestando porque los trámites están acá. Acá es la Corte Suprema de Justicia. Esta es la Corte la Suprema, sí. Entendido. O sea, esta es la instancia mayor de la República Argentina. De... ¿Cuánto llevan aquí protestando? Sí, desde el primero de agosto estamos. Ya desde el primero de agosto. Sí. Pues tienen tolerancia ustedes, tienen aguante. Entonces también estamos juntando, digamos, recursos para viajar a Europa. Porque queremos ir a denunciar a la Unión Europea que el litio que sacan de acá no cumple con los derechos humanos. O sea, los lugares donde están sacando el litio, de las baterías, se están quedando sin agua. Y sin agua la gente se tiene que ir. Claro. ¿Ves? Sí, entonces, sí, eso pasa en el Atacama también. Sí. Todo eso, bueno, eso está ocurriendo acá. Bueno, ahí queda grabado en vídeo. Lo van a ver en Europa, lo van a ver. Muchas gracias. En Europa lo van a ver. Europeos. Y el que quiera apoyar ya sabe dónde encontrarles. Para que sepan, las comunidades indígenas de Jujuy, de la República Argentina, estamos acá frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Yo les deseo mucha suerte. Muchas gracias a ustedes. Y que les vaya muy bien. Tengan buen día. Hasta luego.
Aici a rămas protestul omului. Dacă vrea cineva să-i ajute, ia, țineți la valiera. Hola. Da, e dubios oricum, dubios locul ăsta. Nu cred că toți fac parte din ceea ce zicea domnul ăla, pentru că nu au trăsături. Vedeți că cei care sunt din nordul țării au trăsăturile astea, sunt mai închiși la culoare, îmi pare mai mult peruani, bolivieni, au da, aceleași trăsături. Aici, indigenă, însă ăia care dormeau un cort pe aici, pe partea asta, n-aveau trăsăturile alea și ăla care ura de acolo, scria, striga, ce striga el și înjura, la fel, nu părea de acolo. Străzile semi-abandonate din Buenos Aires astăzi, dragi prieteni. Mi se pare că e un video complex, e un video care are de toate. Ce? Explicăm care e faza cu dolarii. By the way, actualul președinte a zis că în 100 și ceva de ani Argentina n-a fost în stare să-și gestioneze propria sa monedă, după cum s-a văzut, și că vrea să dolarizeze țara. Așa ei nu mai au drept, nu mai pot decide, că nu mai sunt bani, nu mai pot printa. Trebuie să se descurce. Deci intenția lui e să elimine pesosul direct, cum s-a întâmplat și în Ecuador, unde a mers bine pentru o perioadă, dar e un proces dificil. Am vorbit despre dolari, am vorbit despre cu nenea ăla care vindea pe acolo, despre politică, cu oamenii ăștia, despre protesta din Jujuy, din nord, vinuri bune și în Jujuy acolo, câinii ăia se luptă. E un video complex, nu știu ce aștepți să te abonezi, să dai like, mi se pare cel mai complet video. Nu înțeleg, ce aștepți? Ce aștepți? Ce aștepți să participi, drag tovarăș? Mamă, dar cât sunt, frate. Și acum te duc la teatru. Du-mă la teatru. Aici avem o altă emblemă orașului pe care nu v-am arătat-o în... Deja am făcut, nu știu, 3-5 videouri aici și tot nu vi l-am arătat. Este Teatrul Colon. Clădire absolut superbă. Nu știu dacă e deschisă, ar fi bine să putem intra înăuntru. Dar nu știu dacă e deschisă astăzi, că e o zi mai dificilă. Dar uitați-l ce frumos e inclusiv de aici. Grădina botanică, zoologică, parcul Rosendahl al trandafirilor. Da. Și asta de la Steras. Și a zis el japonez, nu știu că uite. Și asta japoneză. Aici, la 26. Deci, da. Dacă de aici, din locul ăsta, de unde pa. De aici... Ce română? Bună! Am venit doar pentru că am auzit limba română. Ce drăguț! Bine v-am găsit, ce faceți? Noi colindăm străzile. La fel, la fel. Mergeam și... Da. Ne atragem, noi ne atragem. Da, ce frumos! O zi dificilă astăzi, o zi mai tensă în Buenos Aires. Noi mai slabă pentru că e ultima zi și... Gata, înapoi acasă. Aici? Noi stăm o lună întreagă. Dar ce frumos, suntem blogger? Da. Ce frumos, mă da. Gândeam. Avem împreună. 4 ani deja. Care blogger? Cristi și Ralu. Cristi și Ralu. Uite-o pe Ralu acolo. Ralu! Bună! Eu vă urmăresc și da. Pe voi. Mulțumim frumos. Ne scuzați că v-am întrerupt, dar n-am putut rezista tentației că m-am auzit limba. V-a plăcut? Am început prin Patagonia noi și am venit ușor ușor și acum ne-am împotmolit aici. Da. Da, după aia plecăm în Peru și după aia în Canada. Ce frumos. Și acasă când veniți? Primăvară. Așa. Martie, nu? Cam așa. Cam așa. Prin martie. Sigur, cum să nu? Atunci facem. Facem poză toți. Facem poză toți cu teatru acolo frumos. Dacă vreți ne facem toți. Așa, da, toți odată. Nu vezi limba? Peste tot suntem acasă. Noi suntem peste tot acasă. Normal. Să rămâne. Păi, una masă. Da. Mucha gracia, amigo. Gracias. Sumim frumos. Sunt băieții aia, oricare îl iei și el te filmează. Trebuie să dansezi în Argentina. Neapărat, neapărat. Neapărat. Bor plăcut mâine și distracție plăcută. La revedere. La revedere. Românul e peste tot acasă. Ce oameni drăguți, ce oameni drăguți. Da, Teatru Colon, dragi prieteni. Ei merg la tango de seară. Azi au vrut să meargă în Montevideo, în Uruguay. Mâine se întorc către România. Au zbor de 14 ore. Iar apoi escală în Paris. Ce frumos, ce place. Să văd și oameni, și români călătorind prin toate colțurile îndepărtate. Că noi ne-am obișnuit să vedem oameni care au muncit o viață de prin Spania, prin Italia și apoi călătoresc, dar la noi cumva, sau cel puțin în România aia din care am plecat noi acum 20 ceva de ani, era de neconceput să-mi imaginez eu pe bunica mea că pleacă ea de acasă și se duce, unde te duci mai mult în Chile. Era de neconceput și acum vedem tot mai mulți, am văzut grupuri peste tot și asta mă bucură foarte, foarte mult. Bravo România, bravo! Și în timp ce eu ziceam că video-ul ăsta e super complex, că de toate astea era cireașa de pe tort, un grup de români în Buenos Aires. Foarte drăguț, foarte frumos și mă bucur foarte mult. Ce? Din păcate, în momentul de față, cred că Argentina se așează în top 10 țări cu cei mai mulți
oameni fără casă, oameni fără un acoperiș deasupra capului din lume. Din câte știu, Haiti avea undeva la 40%, Nigeria era țara cu cei mai mulți, Granada, insula aia, cu 22%, și Argentina, dacă e pe la 10% oficial, ceea ce înseamnă că e cel puțin un 12% neoficial, sigur se încadrează în top 10, însă, ironic e că Buenos Aires nu se află în primele orașe cu cei mai mulți oameni fără un acoperiș, ci acolo în top e Moscova, Los Angeles, New York, orașe din astea mari unde nu ai crede că se întâmplă, dar totuși se întâmplă. Ce fac ăștia aici? Ce până mea fac ăștia vreodată? Nu simt un video. Mă aleg. Eu dau mie. Domingo la cava. No, vos te la banda, no? Hoy vamos a mejorar la estética de esta pareja. Gracias, no lo puedo creer. Muchas gracias. No, pará. De verdad me decís. No. Fue rapidísimo, rapidísimo. Vos tenés que quedar más. Tengo que seguir. No lo suplucate acolo, numai. Ya no mai vrea să apară. Se enfadaron los actores ya, se van. No, te preocupes. Asta e Argentina în ziua de azi, dragi prieteni. Asta e rezultatul unor decizii proaste mulți, mulți ani de zile. Astea sunt valutele pe care le are, am văzut valorile. Valutele, cursurile valutare pe care le are Argentina în ziua de azi. Știu că este un complet haos. Sper să fi înțeles ceva. V-am explicat cum am putut și eu, pentru că nici eu nu domin 100% chestia asta. V-am spus de foarte multe ori, când vlogurile sunt mai despre cotentă, poate mai politică, mai istorică, mai economică, eu doar vreau să vă stârnesc interesul, pentru că sunt chestii care mie mi se par interesante, sunt niște momente de care nu te mai lipești, cum am spus și în Liban, când am vorbit despre cum distrugi o țară, așa se numește vlogul, cum distrugi o țară, și am vorbit despre Liban. Argentina trece prin situația asta cu 10 cursuri valutare, cu poporul sărăcit și așa mai departe. Acum, probabil dacă vin peste 5 ani, va fi total o altă situație, însă atracțiile turistice standard vor fi tot acolo. Deci e important să înțelegi țara în momentul în care tu o vizitezi, pentru că totul se schimbă, nimeni dispare, totul se... una metamorfosis. În fine, sperăm că v-a plăcut acest video. Dacă vreți să ne ajutați, e foarte simplu, puteți să vă abonați, nu vă costă absolut nimic. Cu inflație sau fără inflație, abonarea este complet gratuită. Mă bucur că am văzut acel grup de români, mi-a dat o stare de bine. Nu știu, mi-a dat un... După ce am văzut doar drame, cumva mi-a dat o stare de bine. Clădirile în Buenos Aires sunt la fel de superbe, pentru că au fost bine construite și au rezistat mulți ani de zile. Trebuie să ai grijă pe unde calci, pentru că e multă apă prin oraș, calci și sare apa de sub parchet. Iubire, ma, da, îți promit că e ultimul vlog în care menționez chestii de genul ăsta, revenim la ale noastre. Vă mulțumim din suflet de vizionare, ne vedem data viitoare, fiți cu minți și gândiți. Pa, mă pup! Ce-a pasat? Nu știu, ori s-a fost solul mai în jos, ori nu m-a lăsat pe mine genunchiul. Spuneți voi, a lăsat-o genunchiul sau? Ma, da, la revedere desde Buenos Aires. Pa! Maybe a love like ours can lead out its course.